Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dracuvioase Părinte Eclesiar, dracucernice Părinte Decan, dracucernice Părinte iubiți credincioși. Sigur că din drag de anul care urmează și pentru că nu mai avem decât vreo 370 și ceva de zile până atunci, când vom prăznui 100 de ani de când România se numește România și trăiește ca România, tinerii studenți mi-au propus să vorbim despre unire la 100 de ani, iar eu mi-am spus, hai să vorbim despre unitate. Pentru că degeaba ne definim între hotarele unei hărți, dacă nu avem harta în toate împlinirile noastre. Și așa cum împărtășindu-ne cu o fărămiță din trupul lui Hristos, ne împărtășim cu Hristos întreg, trebuie să învățăm că atunci când călcăm o picătură de țărână din România, suntem în România. Mi-am îngăduit să vă spun lucrurile acestea legându-mă de miezul vecernii. La un moment dat ați auzit că preotul iese afară, zice, pace tuturor, diaconul spune, capetele noastre Domnului să le plecăm. Iar rugăciunea preotului, în momentul acela, ține în ea, de fapt, taina unității. Ca popor al lui Dumnezeu, laos tuteu, dacă vreți, și ca popor al înaintașilor ce ți-au dăruit identitatea și atunci te numești român. Îngăduiți-mi să vă citesc rugăciunea ca să vedeți că îndrăznesc să cred că am dreptate. Ce Doamne Dumnezeul nostru, Cel care ai plecat cerului deși te-ai pogorât pentru mântuirea neamului omenesc, caută spre robii tăi și spre moștenirea ta, că ție judecătorul cel înfricoșător și iubitor de oameni și-au plecat capetele și s-au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de rele aducerea minte, iar glasul se înalță spunând, fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită. Și închinându-ne spunem a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aceasta este definiția neamului românesc. Pentru că lucrul acesta îl uităm cel mai des în ultima vreme. Ați văzut că ni se tot pun dinainte emisiuni, tot felul de pavoazări stradale, România dezbinată, România dezbrăcată, România îmbrăcată, cât mai e îmbrăcată, România vândută, România furată. Nu ni se pune dinaintea ochilor noștri cea mai frumoasă Românie. România cuminecată. România aia de duminică, pe care o simțim când venim și deschidem gurița să luăm trupul și sângele lui Hristos. Nu ni se pune înaintea ochilor noștri poate cea mai frumoasă frumusețe pe care o avem la îndemână. A copiilor noștri care luminează biserica atunci când se împărtășesc. Și care când merg pe stradă sunt în continuare copiii noștri. Care cântă toată ziua la școală, se joacă, bodogăne, dar duminica se reîmpacă cu Dumnezeu. E o Românie care dăunează grav sănătății noilor idol și constructorilor de abțibilduri îndreptate împotriva României. Pentru că e o Românie care dovedește unitatea în Duh a neamului, care nu este dată de nici o altă instituție decât aceea a Bisericii. România de duminică. România de sărbătoare. România care refuză să reducă Crăciunul doar la sarmale și porc. România care refuză să reducă mielul, Paștele doar la miel. Nu spun cu răutate, o spun. În zilele trecute m-au uimit foarte mult că pe toate canalele de televiziune, și subliniez canalele, ne-au apărut foarte des o reclamă în care un băiețel nevinovat privește în grădina casei sale și acolo o fetiță care stă singuratică pe malul unui țărm înghețat. Este chemată în casă, îi oferă o turtă dulce, iar aici se întâlnește fetița cu Crăciunul și cu pomul de Crăciun și întreabă ce e Crăciunul. Iar băiețelul, luându-o în brață, îi spune Crăciunul e o îmbrățișoară. Eu îndrăznesc să spun că e mai mult decât atât. Îmbrățișarea lui Iuda nu prea e Crăciun.
Crăciunul este despre Hristos. Lucrul acesta trebuie să le înțelegem dacă vrem să ne păstrăm unitatea de neam. România este despre Hristos. România este suma oamenilor botezați, împărtășiți, dispuși să-și asume crucea. Îmi pare rău să o spun fără a leza cetățenia cuiva. E greu, e foarte greu să simți România dacă nu-i simți vibrând comunitățile paruhiale. Dacă tot ceea ce faci tu este îndreptat împotriva oamenilor din biserica neamului tău. E greu. E aproape imposibil. De câțiva ani tot aud smiorcăindu-se pe la conacele boierilor din alte părți decât cele din țară, cerând într-un fel sau alții cât un firel de dezvoltare a cât unui proiect de tâmpire a poporului. Ba ne învață cât de egali suntem unii cu alții fără a fi egali. Ba ne învață cum ar trebui să ne lepădăm de tot ce înseamnă tradiție pentru a fi oameni fără tradiție. O România este cuvântul care doare cel mai tare, pentru că România înseamnă tradiție. România înseamnă creștinism. România, în ciuda aparențelor, înseamnă cruce. Ori lucrurile acestea dăunează grav sănătății unității inventate, care nu poate sta dacă nu este fundamentată pe adevărata jertfă ce s-a dat pentru țara aceasta. Nimeni dintre ai noștri care au înfruntat vestul sau estul, nordul sau sudul, sau care s-au înfruntat pe ei pentru mai binele țării, n-au făcut-o numele unor false idealuri. Cine crede că la Aiud, sau la Gherla, sau la Canal, sau la Siget, sau oriunde altundeva s-a murit pentru ca să ne batjocorim tradiția, se înșeală mare. Am auzit un scriitor român de altfel de calitate. Nu știu dacă asta îi dă și căderea să spună numele morale române ce se întâmplă în mijlocul poporului român. Spunând că mulți dintre cei care astăzi își cer egalitatea de gen au fost și ei și au suferit în temniță. Cred că avem de-a face cu cea mai gravă boală de Alzheimer pe care a avut-o vădată intelectualitatea română. Scriem românește pentru că s-a murit pentru limba română. Trăim pentru că familiile noastre nu au cedat ideii de familie. Noi am avut mii de întemnițați, dar alte sute de mii de oameni au așteptat să iasă afară din pușcării. Și dacă vorbim despre martirii din temnițe, nu avem voie să uităm de mame, de soții și de copiii celor care au fost întemnițați, care din nefericire până astăzi trăiesc cu nodul în gât. Pentru că nu mi-aduc aminte cei care caută dreptate pentru toți borfașii pământului să fi cerut dreptate pentru sfinții neamului lor. Nu mi-aduc aminte să fie ieșit niciun ministru, niciun prim-ministru și niciun președinte de stat să spună în numele poporului român îmi cer iertare de la familiile celor care au fost zdrobiți de cizma nesimțirii celor care s-au aliat cu alte popoare împotriva poporului român și au continuat să se numească români. În continuare, facem file de istorie, încercăm să ducem aminte, facem emisiuni despre memorii startate și restartate, dar nu avem curaj să ridicăm deasupra poporului niciodată colacul acesta de plin al iertării în numele lui Dumnezeu. Sigur că asta nu înseamnă că cei care nu sunt români, dar au cetățenie românească, n-au ce căuta în mijlocul poporului. Hristos, care șade în mijlocul poporului, de fiecare dată dă binecuvântarea sa din belșug, cu boierie. Din boieria lui ne-am luat noi boieria de a învăța să îmbrățișăm dușmanul, să-l iertăm, să co-înviețuim cu el și din când în când să-i facem loc în vârful ierarhiei, uneori chiar politice. Chiar dacă de acolo își permite câteodată să ne supere cu cuvinte dure, care n-au acoperire. Români fanatici, pentru că își apără familiile.
Români fanatici pentru că nu cedează la ruperea crucii. Români fanatici pentru că sunt încăpățânași și își construiesc în continuare biserici. Români fanatici pentru că sunt gata să moară pentru țara lor, în timp ce alții nu sunt dispuși să trăiască decât pentru cardul lor. Sigur că un astfel de fanatism nu poate fi decât binecuvântare. Cu toată dragostea și cu toată iubirea pentru cei care încearcă să pună sub lupă de fiecare dată sentimentele poporului, îi îndemn să umble pe jos printre români. Să stea de vorbă, să le strângă mâna, să-i vadă așa, uite, seara, la câte o poveste, dinspre Ambon, spre Ambon, să se întâlnească cu ei și să aștepte cu sinceritate să li se spună unde greșesc, dacă greșesc, și să învețe să mai aibă mai departe cu toate frunțile românilor lipite de fruntea lor. Asta este, de fapt, taina rezistenței poporului român. E taina dumnezeieștii liturghii. Singurul spațiu în care poporul român se definește ca unitar. În rest, suntem supărați unii pe alții. Trăim un moment greu, foarte greu. Îndrăznesc să spun pe o scară de valori, de cutremure sociale, e un pic mai rău ca 48. Măcar atunci știai cine sunt dușmani. Acum îi inventezi. Inventăm cuvinte. Nu vă spun nimic despre statul paralel, pentru că despre minciuni nu pot vorbi și nici despre invenții și despre manipulări n-am voie să vorbesc aproape decât să vă atrag atenția că știm bine cine trage linii paralele la Rai. Atenție! Să nu ne întâlnim cu el la infinit. Taina deplină a rezistenței în astfel de situații este rezistența prin dumnezeiaștea liturghie. Aici suntem îndemnați, cu pace Domnului să ne rugăm. Asta numai așa, vorba copilor, să se oftice cei care spun că biserica ne îndeamnă să fim fricoși, răi și foarte duri unii cu ceilalți. Că ne învață să fim sumbri și întunecați. Pe când zice Părintele, cu pace Domnului să ne rugăm, toți ridicăm un pic sprâncenele și parcă ne mai luminăm la față. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre. Ce altă instituție din țara aceasta te îndeamnă la pace? Care îți mai spune că există o pace sus care e binecuvântată dacă se naște în mijlocul nostru? Cine se mai întoarce către popor să zică pace tuturor? Toți spun, gâlceviți-vă, certați-vă unii cu alții, faceți scos, călcați-vă în picioare, înjurați-vă, răstigniți-vă. Pe hashtag-ul. Deranjul cel mare este că nici noi, ca biserică, nu reușim să spunem cu voce tare ce avem de zis. Pentru că uneori ne-am legat mâinile în cătușa hashtag-urilor. Dar trebuie să învățăm să trăim cu binecuvântata drama a păcii la care ne îndeamnă Hristos. Aceea pe care o auziți când se întoarce Părintele, v-am spus, le spun tot timpul, zic, să mă iertați, dar nu-mi aduc aminte în Sfânta Liturghie să zică popa, plezniți-vă unul pe altul. Nici trăzniți-vă, deși ne iese. Zice, iubiți-vă, să ne iubim unii pe alții. Nu spune Părintele niciodată ceartă tuturor, ci pace tuturor. E firesc. Uneori se întâmplă ca cei care vestesc pe Dumnezeu să fie primii luați în primire de adversari. Și auzim destule și vedem și mai multe. Unii mai multe decât alții. De aceea zic că cetățeanul de onoare al Unității Naționale trebuie să rămână Hristos. Niciunul dintre străbunicii noștri și bunicii noștri n-au plecat la război de dragul simplelor interese. I-am auzit pe mulți dintre istorici, lasă că știau ei că o să fie reforma agrară și o să primească pământ, sigur. Sigur că da. Când frontul era aproape de Iași, numai la pământul se gândeau cei care erau mâncați de holeră și de păduc și era visul vieții lor. Capui de Moroșan fac parte din generația strănepoților care au câte o livadă dincolo de Vișeu, câștigată de câte un stră unic, pe seama râvnei pentru mântuirea neamului său. 11 copii
11 grădini, 11 șiruri de pruni și 11 de gutăi. Toate au fost acolo puse ca să aducă aminte că nu pentru o bucată de pâine și nici pentru un pumn de țărână s-a ridicat Gheorghe în neamul românesc, ci pe o funie nevăzută, nici de politicienii din vremea aceea, nici de cei de acum. Ai noștri au stat pentru ca noi să putem merge mai departe. Cu părere de rău le spun de fiecare dată celor care tot timpul cârtesc. Am avut o armată română prost pregătită. Ajunseseră aproape de Turda, fără nicio hartă militară. Au primit primele hărți când se întorceau pe Valea Jiului într-o retragere care ne-a costat sute de vieți, mii de vieți și îndrăznesc să spun câteva generații. Ne-am omorât câteva generații de intelectuali în primul război mondial, în al doilea război mondial și ne-am omorât alte generații de intelectuali după cel de al doilea război mondial. De aceea nu trebuie să dormire intelectualii de astăzi. Paralel cu lucrurile acestea ne-am arestat manualele. În 48, 36.000 de cote de carte au fost retrase din rafturi pentru ca să poată să domine altă învățătură, aceea tezelor unice, care încă mai pulsează în glasul multora. Și în 58, când inclusiv tezele unice au fost retrase, vreo 3.000, deci să schimb 30.000 de volume din Dede Roșca, din Negulescu, din Nisipeanu, din Stăniloae, din Blaga, din Creangă, din Eminescu. Unde le-a fi greșit el, bietul Creangă, nu mai ești. Și să pui la loc, nu pot să zic numele căznuni și toate slavone. Și pe aceea să le tragi și pe acelea deoparte. Sigur că ucizi unitatea unui popor, pornind de la tăierea limbii poporului. Nu fizic neapărat. De aceea vă rog, anul ce vine să fie un an de post și de rugăciune. Nu suntem vrednici de 100 de ani de libertate. Ăsta este adevărul. Ne-am construit alte granițe, mult mai grele și mult mai dificil de păstrat. Ne ucidem eroii și aruncăm în gunoiul istoriei doar pentru că așa mi se pare. Mă uit cu durere cum o generație de tineri întreagă a transformat istoria națională într-o gâlceavă cu pokemonii și cu susținuți dintr-o parte sau alta de tot felul de elitiști care n-au reușit niciodată să vadă măcar locul unde capul măriei sale strigă după unitate. E o poezie a lui Adrian Păunescu, sigur nu cel mai frumos model poetic al țării, dar dacă el a scris-o, în care Mihai Vodă se ridică din morți și din câmpia aceasta a tordei își cere capul înapoi. Și zice, de ce țara așa de mică? Întreabă Vodă și răspund ceilalți, din lipsa capului măriei tale. Poate că pe pământ ne lipsesc capetele vitejilor, dar noi suntem legați de capul viteazului nostru Hristos. Cel mai frumos dintre voievozi, singurul împărat adevărat din împărat adevărat, născut, iar nu făcut. Cel care ne face noi înșine să fim născuți, iar nu făcuți. Când mai auziți că ne spun oamenii de știință, politologii, geopoliticienii, că unitatea națională s-a făcut, să le ziceți, mă rog, unitatea poporului român s-a născut. Suma botezaților din neamul nostru a vrut să se unească pământul cu cerul într-o singură patrie. Și aceea să fie comună tuturor celor care acceptă să ne iubească pământul și să nu ne urască cerul. Astăzi, vedem cum foarte mulți ne doresc pământul, dar scuipă în cerul nostru. De aceea, zic eu, e momentul ca în pace, cu rugăciune și cu smerenie, să ne strângem unii între alții, să reînvățăm cuvintele fundamentale
ale unității. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre. Cea mai anti-egoistă rugăciune din toate. O pace pentru toți, toți care fac din Domnul Hristos taina întâlnirii cu Cerul. Aici, la Cluj, s-a născut în urmă cu foarte mulți ani, 1880 un pic, un matematician evreu. Fiind boia e mare matematician, tot timpul Vald rămâne al doilea matematician al Clujului, niciodată primul. Colegii mei de la revista Sinteza de aici, de la Cluj, au publicat un articol foarte frumos, povestindu-ne în ce mod omul acesta a crescut aici, undeva a locuit unde e actualul cinematograf Florin Piersic. Tatăl său avea o fabricuță mică de pită pentru evrei. Și admirat de toți și iubit de toți, a fost crescut în propria casă, apoi, odată cu 1921, nu i-a stat în gând să învețe românește, ci învățând, și-a luat o licență, a plecat la Viena, unde și-a dat un doctorat strălucit în matematică, în calitatea aceasta cea mai de preț a matematicii, de a prevedea anumite elemente de economie. Și la un moment dat, când s-a apropiat valul hitlerist de Viena, a reușit să plece cu o bursă în Statele Unite. În timpul celui de-al doilea război mondial, a fost invitat într-un oaș matematicien să dea o soluție tehnică. Unui moment foarte greu. Se întorceau din misiunea avioanele mitraliate, diferite puncte ale avionului. Și cei care le produceau au cerut matematicienilor acestora să găsească o formulă matematică prin care să identifice unde trebuie blindat avionul. Toți au dat cu părerea într-o parte și alta, când au tras în dreapta, unde glonțul în stânga, unde ar fi blindat tot avionul, nu se putea ridica de la sol. Doar copilul acesta din Cluj, ajuns bărbat desăvârșit, le-a spus un lucru care ține mai mult de spiritualitate decât de logica imediată. Nu întăriți locurile unde n-au fost lovite avioanele. Pentru că dacă lovite au putut zbura, înseamnă că vital pentru ele sunt locurile unde n-au fost lovite. Și dacă ar fi lovite, ar putea supraviețui. N-ar putea supraviețui. Toată lumea, acum nouă ni se pare logic, dar doar pentru că a spus-o el. Toți au rămas impresionați și foarte uimiți. Cu adevărat, această soluție s-a aplicat. Sute de mii de vieți ale piloților au fost salvate din acest punct de vedere, inclusiv în zilele noastre. Și-a adus aminte de modelul acesta matematic propus un director de la Facebook, dușmanul nostru cel de toate zilele, ispititoriul, când a spus că acum a protejat el sistemul de comunicare din Facebook, întărind locurile care nu puteau fi penetrate de către hacker. Întăriți locurile care nu vă sunt rănite. A zidi turnurile de veche care nu s-au dărâmat ale unei cetăți, e ideea Sfântului Maxim Mărturisitorul când vorbește despre Sfintele Dogmele Bisericii. Când simțiți că sunteți răniți, întăriți-vă rugăciunea cu partea ce nu vă este rănită. Când vă simțiți strădat de noi, de preoți, de ierarhi, întăriți-vă încă o dată nădejdea Hristos. Când vă dezamăgeți colegii de servici, aduceți-vă aminte că serviciul nu sunt numai colegii, ci și cei din capătul, beneficiarii muncii dumneavoastră, care pe stradă, ori în colț, la o cafenea, vă salută cu toată dragostea, pentru că într-un timp, la un moment dat, le-a stat alături. Când vă este greu la examene, aduceți-vă aminte că examenul nu se dă împotriva profesorului, ci cu voi înși vă împotriva lenei, de care ne-am cam îmbolnăvit toți. De aceea, dacă ne vrem unitatea înapoi și vrem să ne desăvârșim unirea, trebuie să întărim ce mai avem. Poate că nu mai avem mult. Poate că nici nu mai știm câte avem. Dar puținul nostru mult face împreună dacă este de valoare. Ori cea mai bună modalitate de a vedea unde trebuie să ne blindăm viețile, este ce răspundem la chemarea din tâi a dumnezeieștii liturghii. Cu pace Domnului să ne rugăm. Asta înseamnă că avem pace,
avem Domn și avem rugăciune. Suntem un singur popor, poporul învierii. Gândiți-vă la a doua venire a Mântuitorului Hristos. Din toate văile și din toți munții, din toate umbrele de pădure și de codri, din toate străzile acestea pe care astăzi le călcăm cu nonșalanță, se vor ridica ei, cei care au reușit să aibă pacea, Domnul și rugăciunea care i-au dat României unitatea de care are nevoie să meargă mai departe. Am auzit mult în ultima vreme că Biserica Ortodoxă este o biserică naționalistă. M-am uitat foarte atent la naționalismul Bisericii Ortodoxe Române, care pictează greci și sciți și alexandrini și romani, azi era Clement Romanul, în biserică și ține la ei. Frumos naționalismul acesta al Ortodoxiei Românești. Pentru că ține de cer, nu ține de pământ. Noi suntem o adunare de oameni, nu o adunătură. Suntem comunitatea care cere lui Hristos să ierte păcatul gurii, dacă l-are, și să-i ajute să se împlinească în chemarea din tâi a dumnezeieștii liturghii. El e împăratul. Bebelușul ce se naște la capătul postului. Puștul care uimește templul la 12 ani. Adolescentul gata să fie aruncat în prăpastie, că deranjează verticalitatea. Bărbatul desăvârșit care dă lumină cerșetorului din Ierihon și îndreaptă gârgovirea femeii. Scandalagiul Hristos, care nimic nu face ca la carte. N-ar fi fost admis în niciun ONG, pentru că nu se supune niciunui drept pe care l-au inventat peste noi. Hristos le face pe toate ca El. Și le face ca El, pentru că El este împărat. Ai noștri l-au cunoscut, s-au împărtășit din El și au murit de dragul Lui. În gropile Europei, mulți dintre feciorii noștri stau atârnați de oasele lor din țărână, în cămeșile lor de mir, ce nu s-au numtit, dar a fost pecetuit cu mirul mirului Hristos. Și miresele lor i-au așteptat ani, zeci de ani, unele dintre ele au trecut în viața veșnică în speranța că dincolo, în împărăția cea neînserată, se vor întâlni cu mirii lor. Ăsta este poporul român. Niște miri plecați să-și apele țara și niște mirese așteptându-i la nesfârșit. La a doua venire, înaintea lor va trebui să dăm răspuns dacă miresiile noastre și iubirile noastre și pacea noastră și pământul nostru le putem duce întregi în drept. Cuvântul din seara aceasta vreau să-l socotiți ca un îndemn, cum am mai spus-o, pentru rugăciune și pentru postire, pentru iertare și pentru împăcare. Strângeți-le mâna tuturor celor pe care îi cunoașteți, indiferent de limbă, de port, ori de cultură, câtă vreme nu ne scuipă cerul. Când încep să se ridice ca o furtună de urât împotriva frumosului ce ne vine din cer, puneți-vă genunchii la pământ și aduceți-vă aminte. Facem parte din poporul care, îngenunchiat, a biruit, decapitat și-a aflat capul, hăcuit s-au unit, alergat s-au odihnit pentru Împărăția Lui Dumnezeu. Și nimeni, niciodată, oricât de cititor în arhive ar fi și în documente, nu o să știe despre România mai mult decât știe rugăciunea românului cu inimă limpede. Când la liturghie gustăm din prescura pământului nostru și ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos, o facem cu toți ai noștri la oaltă. Nu doar cu o amintire, ci
ca un semn viu că suntem un popor atins de rusalii. Să nu cedați niciodată întâlnirea cu cinzecimea propusă mereu de biserică. Fiți tari și ferme și cereți tot timpul să învățați despre pace, despre rugăciune și despre Domnul și Dumnezeul nostru, Împăratul Slavei, Cel care până la urmă este miezul de lumină al neamului nostru. Amin.